culele. Suntem la sala de repetiții, încărcăm mașina cu sculele care ne trebuie în această seară. Ce se întâmplă în această seară este lansarea albumului Monarchy, album care se numește Feeding the Beast, și atât Mihai cât și eu vom cânta câte melodii cu ei. Mihai va cânta Earthquake, eu voi cânta Endless Journey. Îi vom surprinde pe băieți la probele de sunet și cu ocazia asta vrem să le transmitem mult succes și garanția că noi întotdeauna vom fi acolo lângă ei. Stăm foarte bine, motor. So, o parte din trupa Monarchy, avem vreun mesaj pe care să-l transmitem și noi fanilor voștri care vin această seară aici, la club, să vă vadă? Nu. Ok, știu că v-am luat prin surprindere, stilul meu caracteristic, dar dincolo de asta trebuie să știi și tu să spui ceva inteligent, așa că prove it to me. Ceva inteligent. Ok, hai, spune și nouă care sunt invitații speciali din această seară, mai ales cea mai specială invitată din această seară. Cea mai specială dintre speciale invitate care o avem în seara asta este Aura. Este Mihai. Cea fața mea? Cea mai specială invitată pe care o avem în seara asta este... Frate, incredibil! Este Mihai. Aura, spune-ne ceva inteligent, Aura. Exact, asta îmi amintea. Ok. Dragoș, Herț, Dragoș, Herț. Herț! Dragoș. Iulian. Marian. De la ora... Ce oră, mă? Ziceți. De la ora 16. Nu, de la ce oră să vină oamenii aici, că eu acum dau live. De la ora 19, Oana ne transmite, managerul trupei. De la ora 19, 20 de ron biletul. Pentru, cu CD inclus, super. Pentru cei care o cunosc pe Aura, să dea un telefon, dăm șpagă, vedem cum intrăm mai mult. Nu, nu sunați pe Aura, că n-aveți numărul ei. Deci, se face bijniță, exact. Marian, două cuvinte pentru fanii care vin în această seară. Love you, guys. Ai spus trei. Love you, guys. Tot trei. E ok. Îmi place, băieții sunt spirituali și sunt pregătiți de lansare. Adică au emoții, sunt plictisiți, obosiți, cu stomacul gol și nu mai au chef de nimic. Și Iulia vrea să-l șoptească ceva. Ok, și dincolo de glumă, în afară de Aura de la Stillborn, care e aici și vorbește și trâncănește în continuu, și de Mihai de la Stillborn, va veni pe scenă și Balauru de la Trooper. Corect? Aurelian? Corect. Are Aurelian Balauru, super. Și o să fie rău când seara asta și o să fie nebunie. Sunt convinsă, deja sunt prinsă în adrenalină. Fă cu mâna la cameră, Mihai, aici ești făcut să fii vedetă. Balauru care tocmai are un Little Dragon. Da, să trăiască Little Dragon al lui Balauru. Și la mulți ani, Dragoș, pentru Yesterday. Sau la alteri, în fine. Am pupat.